Salutare, prieteni, cu voi iarăși Motan Show și niciodată să nu încercați să lipiți din plasteline pe Hagi Vagi, iar dacă nu vreți să vină acest Hagi Vagi la voi acasă, chiar acum rupi butonul de like. Uitați-vă, prieteni, uitați-vă cât de ciudat arată acest Hagi Vagi din plastelină. What the fuck, uitați-vă și mâini și picioarele, totul este făcut, totul... Oh my god, cât de nice l-a făcut pe acest Hagi Vagi. Dar ce o să facă? Cum credeți? Dacă o să-l facă, dacă l-a făcut deja pe Hagi Vagi, va veni acasă, va veni în realitate, prieteni. Deci, prieteni, uitați-vă, a lăsat pe Hagi Vagi la bucătărie, lângă geam. Uitați-vă, într-o farfurie este Hagi Vagi și interesant, va veni Hagi Vagi la el acasă sau nu va veni? Asta, prieteni, niciodată să nu încercați acasă să-l chemați, să faceți din plastelină pe Hagi Vagi, deoarece, într-adevăr, poate să vină la voi acasă. Deci, până când este totul bine, nimic, Hagi Vagi nu a venit și poate, într-adevăr, nu va veni deloc Hagi Vagi la el acasă, dar cine știe? Poate va veni. Eu aș vrea să vină, deoarece va fi videoul cu mult mai interesant dacă Hagi Vagi va veni la el acasă. Oh my god. Nimic interesant până când nu s-a întâmplat. Hagi Vagi nu a venit. Și un pic este cam nașpa să te uiți la geamul acesta pe care nimic nu vezi, nimic interesant. Doar că poate într-un moment o să apară și Hagi Vagi. Cine știe? Haide. Deci, uitați-vă, prieteni, a apărut Hagi Vagi. What the fuck? Cum a apărut? Uitați-vă, este la geam. Stai, el se uită la plastilina aia. Hagi Vagi se uită la plastilina. What the fuck? Uitați-vă, prieteni, într-adevăr, Hagi Vagi este la geamul lui. What the fuck? Și ce vrea să fac? Uitați-vă, se uită direct la... camera. Are glitcher. What the fuck? Ce s-a întâmplat? De ce a avut aceste glitcher? Deci a plecat, prieteni. Stai, what the fuck? A plecat la el la bucătărie. What the fuck? Uitați-vă, geamul este deschis și scaunele au căzut. Și uitați-vă, prieteni. A dispărut plastelina. What the fuck? L-a luat-l Hagi Vagi. Oh. Stai, ce? Hagi Vagi? What, dude? Ce s-a întâmplat? Nu, nimic nu s-a întâmplat, hai cu mine. Eu ți-am promis că ce acolo, să-ți dau cea mai tare jucărică din lume. Deci stai, taică-su cu fiul a venit, tata cu fiul a venit aici. Oh, stai, a luat aceste brațe? Ok, i-a dat fiului aceste brațe? Oh, s-au micșorat. Let's go, haide să mergem. Stai, dar unde vor să plece împreună cu taică-su? What the fuck, l-au găsit pe Hagi Vagi. Asta este Hagi Vagi. Oh, arată foarte cute. Really? Oh, ce faci? Niciodată să nu încerci, deoarece se va aprinde alarma. Ok, really? Oh my god. Fiul se folosește de aceste brațe. Ok, trebuie să miști. Ce trebuie să miște? Hagi Vagi, anul 1984. Deci, uitați-vă. A plecat, unde a plecat? Stai, ceva a văzut, a observat. Uite, taia-ta, aici trebuie să mergem. Oh my god, uitați-vă ce ciudat merge taică-su. Cu mâinile așa. Oh, nice. Oh, o fabrică foarte nice. Ce? A sărit? A căzut peste cutii și a rămas viu. A supraviețuit. Deci, uitați-vă. A apăsat pe butoanele acestea să deschis această ușă. Make a friend, create you. Creează-ți prietenul tău. What the fuck? Îți scriem prietenul tău. Don't allow, leave me, bro. Este totul bine. Nu, stai, good luck. Poți să pleci. Ok. Ok. Stai, a găsit această pisică. Ce trebuie să facă cu această pisică? Ok. Let's go now. Ok, haide să mergem. Stai, a apăsat butonul ăsta roș. Oh my god, 100%. Ah, the fuck. După cutiile alea era Hagi Vagi, prieteni. What the fuck? Ei pe pleacă, într-adevăr. Oh, este în spatele meu. Ai dreptate, deci au plecat, prieteni. What the fuck? Hagi Vagi în spatele lui. What the fuck?
Sper că va supraviețui. No, Dad! Nu, tata! Kip, fugi mai rapid! Deci taică i-a spus să fugă, prieteni. Oh my god, foarte nașpa, a rămas fără taică-su. Oh my god, what the fuck? Oh, sper, stai, să închizi. Oh, taică-su este viu. Oh my god, este foarte bine. Iarăși s-a închis. What the fuck? Come on, după mine. Ok, au plecat cu taică-su, stai, ce? Ce s-a întâmplat? Fiul a fost prins. Go run, fugi. Oh my god, taică-su l-a salvat și singur a rămas cu Huggy-Wuggy. Huggy-Wuggy, iartă-mă, fiule. What the fuck, ce? Huggy-Wuggy a ieșit din această peșteră? Numai nu spune că e din Biblie și Huggy-Wuggy a fost primul om de pe planeta noastră care a mâncat un măr. Stai, ceva a găsit în tufiș. Oh, uitați-l, câinile acesta a căzut în această căpcană. Stai, ce? Huggy-Wuggy l-a salvat pe câine? Oh my god, cât de cute! Oh, nice! Stai, ce? Among Us? Cu lopata și arbaleta? A venit să-l omoare pe câine? Ah, stai! Aia au crezut că el a vrut să-l ucide pe câine? Stai, ce se întâmplă iarăși? What the fuck? Ce cată acest bebeluș în acest lac? Stai, ce? Huggy-Wuggy vrea să-l salveze? Oh my god, uitați-vă! Huggy-Wuggy a salvat pe acest bebeluș. Oh, Doamne, cât este de bun Huggy-Wuggy! Nu m-am așteptat, stai, vrea să mănânce ceva. Ok. Unde a plecat Huggy-Wuggy? Oh. Numai nu spune că a plecat în satul cu aia din Among Us. Stai, ce? Vrea să împli doza aceasta cu lapte? Ok. A umplut paharul ăsta sau ce e chestia aia? Ok. Unde s-a pierdut? Ok. A intrat la el în peșteră. Uitați-vă, el pur și simplu crește pe acest bebeluș Among Us. L-a lăsat să doarmă. What the fuck? Among Us este foarte, foarte bun, prieteni. Iarăși în fiecare zi merge să mulgă această vacă pentru lapte. Eu cred că așa se spune, a mulge, da? Sper, scrieți în comentarii cum se spune corect când mergi să mulgi vaca. Cred că așa. Oh my god, uitați-vă, i-a făcut scute cu bebelușul. I-a furat rufele lui Among Us roz. Stai, ce? Uitați-vă, Among Us ăsta galben, cât de fericit este. Stai, cine e în spatele? Cine a venit după vacă? What the fuck? Cineva a omorât vaca. Oh my god! Vaca a murit, prieteni. Ăsta totul este de vină Huggy-Wuggy. Oh my god. Au luat toporul, lopata și au plecat după Huggy-Wuggy. What the fuck? Ce? I-a închis peștera și i-a dat focul. What the fuck? Cât de nebuni sunt ăștia din Among Us, prieteni. Oh my god, se năduși, prieteni. Oh god. Copilul, păi, ei pot să moare. Se sufoce. Stai, ce? A spars această peșteră? Ei, salvați copilul, bibelușul ăsta. Stai, au plecat să-l salveze. Tata! Stai, ce? Huggy-Wuggy a rămas aici? S-a sufocat. Oh my god! Oh my god, ars! Huggy-Wuggy a murit, prieteni. Dar de data aceasta, Huggy-Wuggy nu va fi atât de bun. Va lupta și va omorî pe toți. Ok, haideți să vedem cu cine astăzi se va lupta Huggy-Wuggy. Deci primul inamic al lui Huggy-Wuggy este JV Killer. Ok. Scrieți în comentarii cine va câștiga această luptă. Oh, stai, ce cu... Ce? Cine e monstrul ăsta? Uitați-vă. Oh my god, cine? În loc de mâini, are elice? Ce e aia? Ok. Deci, Huggy-Wuggy versus JV Killer versus ăsta cum este? Pennywise și Predator și chestia aia. Nu știu cine e personajul ăla. Scrieți în comentarii dacă știți cine. Oh, what the fuck? Uitați-vă, slow-mo. Shin și Pennywise. Ce? Nu a reușit să-l... nimic nu a reușit Pennywise. Oh my god, haide Huggy-Wuggy, omoară-i pe toți ziua ce merită.
Ok, Pennywise primul va pierde această luptă. What the fuck, uitați-vă. La egal se luptă cu Pennywise. Ok, în spate este Jeff Killer. Vă tăca în spate cu un șoarece. Oh my god, șobolanule, te-am prins. Vei fi omorit și tu. Ok, l-am junghiat în picior, doar că nu cred că a făcut ceva damage lui Huggy Wuggy. Stai, a luat cuțitul? Scoate cuțitul? Oh my god, a fost înjunghiat în picior. De ce nu a aruncat în JV Killer acest cuțit? Aaaa, l-a înjunghiat în spate. Ce? I-a tăiat spatele? What the fuck, ce se întâmplă? Ăsta cu elice de la drujbă sau ce e chestia aia? Ăsta în loc de brațe are drujbe. Nu știu. Ok, predatorul este următorul. Ok, what the fuck, a scos această sabie. Ok. Oh, uitați-vă, s-a urcat în spate, după care a sărit și apoi a dat în Huggy Wuggy, dar nu a reușit nimic. Stai, ce i-a scos? Ce e aia? What the fuck? Oh my god, l-am junghiat în piept. Stai, oh my god, predatorul este foarte tare, doar că... Ha, Huggy Wuggy, iarăși nu a primit niciun damage. Nu sunt... Nu, că Huggy Wuggy nu cred că este în pericol. Ok, stai, a nebunit cu totul. A nebunit cu totul și acum... Acum cred că trebuie să înceapă și Huggy Wuggy a lupta cu ei. Să-i omoare. Deoarece nu merită niciunul dintre ei să câștige acest meci. Stai, ce? Lupta va continua? Oh, stai, ce se întâmplă? Uitați-vă cât de nice arată. Stai, cine este persoana? Oh, ăsta e boyfriend? A venit la fabrica cu Huggy Wuggy? La fabrica Poppy Playtime? A venit să se lupte? Oh, uitați-vă! În spate este Huggy Wuggy! Oh my god! Fugi, boyfriend! Fugi! Ok, a luat-o! A luat-o! Haide, fugi, 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 fugi! Uitați-vă cât de ciudat arată, băi, ăsta, Huggy Wuggy! Boyfriend, fugi, haide că vei reuși să fugi de... să scapi de Huggy Wuggy! Oh my god! De ce Huggy Wuggy face ca pisica? Oh my god! Fugi, 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 boyfriend! Mai rapid, hai că ai șansa să scapi de Huggy Wuggy. Oh my god, cât de ciudat arată Huggy Wuggy. Doamne, cred că să-l visez seara. Ok. Oh, stai, ce? A scăpat? Stai, pleacă, pleacă, urcă-te pe scări. Haide, mai rapid, mai rapid. Move, move, move. Ok. Ok, nimeni nu este. Stai din întuneric. Cred că va ieși Huggy Wuggy. Stai, dai cu lanterna în întunericul ăla. Acolo 100% se ascunde Huggy Wuggy. Boyfriend! Boyfriend! Oh, ți-am spus, bă, nebunule. Huggy Wuggy este în spate. Oh my god, uitați-vă cât de gigant este Huggy Wuggy. Uitați-vă ce picioare lungi are. Fugi, fugi! Boyfriend, fugi! Stai, a obosit? Hei, salut! A făcut-o, a făcut-o! Lingerie, nice. Stai, ce? Nu a murit! Oh, oh, oh! Litterface? Stai, ce se întâmplă acolo? Jason Voorhees? Huggy Wuggy? Omul în costum albastru? Cine e monstrul ăla? Cine e maimuța aia? Oh my god! A explodat! Jason Voorhees îndată a murit cu Litterface. Deci a supraviețuit JV Killer și ăsta. Stai, Litterface nu a murit. Ok. Chucky, Chucky. Stai, cine a fost ăla? Pennywise? Cred că dacă e cu bolanele alea roșii, Pennywise. Stai, cine a ieșit? What the fuck? A tras în... Wow, cine e aia? Aia e din LOL, da? Ok, da, din... Da, e din LOL. Oh, Michael Myers, Jason Voorhees, Litterface și JV Killer. Oh my god, de minigun i-au omorât pe ambii. Litterface cu drujba se apără. Oh, JV Killer, deci trebuie să o omori. Ah, the fuck? Ce se întâmplă cu JV Killer? A murit. Următorul este Litterface și... Oh, 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 drujba versus minigun. Miniganul a câștigat această luptă. Haide.
Cu pistolul e tras direct în cap. What the fuck, i-a făcut o gaură. Omul în costum albastru. Deci se luptă. Iarăși a tras. Oh, doar că nu a murit. Troge, stai, ce-i aia? Ăla-i gândac? Oh, grenadă! I-a pus direct la inimă. Uitați-vă, a explodat locul unde e inima și a murit. Oh, Hagi Wagi a aruncat. Stai, ce din RPG a tras în... Omul! S-a descompus omul în costum albastru. Deci două grenade. Ce? Două grenade? Uitați-vă și sunt cu... Degetele i-a căzut. What the fuck? Oh my god! What the fuck? I-a zdrobit capul, a explodat capul lui Hagi Wagi. Prieteni, dacă v-a plăcut acest episod cu Hagi Wagi, nu uitați să rupiți butonul de like, niciodată să nu lipiți Hagi Wagi din plastelină. Abonați-vă, distribuiți acest video la toți prietenii. Pa, pa la toți!